Dragii mei, vă invit să priviți cât de frumos a creat Dumnezeu albinele și le-a lăsat cu un rol bine stabilit în natură, dar cât și pentru om. Ele, după multe zile în care au stat înăuntru datorită vremii nefavorabile, astăzi este o vreme frumoasă, deosebită și au ieșit afară să-și îndeplinească rolul acela de a strânge miere și acela de a avea o contribuție deosebită asupra vieții omului. Biblia spune prin cuvântul său să avem grijă de templul Duhului Sfânt, iar mierea pe care noi o folosim atât pentru mâncare cât și pentru lichide, cafea sau ceai, ea, mierea, are benefici deosebite, este mult mai bună, mult mai deosebită decât zahărul, sănătoasă, și lăudăm și binecuvântăm pe Domnul pentru că a lăsat albinele care ne ajută să avem grijă de sănătatea noastră și să îngrijim de trupul nostru. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze, să strângă albina miere cât mai naturală și să poată fi folosită de oameni pentru nevoile sale și binecuvântăm pe Domnul pentru resursa aceasta care se numește albina.